Box Club Drobeta are adus în fața severinenilor un turneu internațional ce a avut loc la sala polivalentă din oraș. La eveniment au fost prezente cele mai performante cluburi de box din țară. Invitatul special a fost Francisc Vaștag, multiplu campion european și mondial. Evenimentul a fost sprijinit de primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Este prima ediție a memorialului Constantin Grădici și cred că este acum momentul să rămânem în picioare și să ținem un moment de reculegere, un scurt moment de reculegere pentru maestrul Constantin Grădici, cel care a pus mânușile de box în mâna multor sportivi de aici din județul Mehedinți și mulți dintre ei se află acum în sală. Turneul internațional de box ce a avut loc în acest weekend a fost dedicat marelui Constantin Drăghici, cel care a pus mehedințiul pe podiumul celor mai importante competiții de box. La eveniment au participat cele mai importante cluburi de box din țară, iar invitat special în cadrul galei a fost Francisc Vaștag, multiplu campion național, european și mondial de seniori și juniori. Este foarte greu, că după cât se vede la toate ramurile de sport, România cam scăzut, să spunem așa, și trebuie să recunoaștem acest fapt. Sigur, dacă statul român investește mai mult în sport, vom avea. Dacă nu, e din ce în ce mai greu. Deci generații viitoare vin din ce în ce mai puțin copii și atunci, sigur, cu cât se intră în sală mai puțin, cu atâta și performanța lasă de dorit, de regulă. Cum vedeți lumea sportului peste 10 ani? Nu știu, nu vreau să fiu nici pesimist. Deci, încă o dată, repet, ce am zis și mai înainte, dacă statul investește în afară de fotbal, nu vorbesc de fotbal, în sporturile individuale și nu numai, putem să avem, pentru că românul este, să spunem așa, un atlet, dar fără finanțare, ca în orice domeniu, nu poți să faci performanță, din păcate. Autoritățile locale au acordat o atenție deosebită în ultimii ani activităților sportive. Prima ediție a memorialului Constantin Drăghici, Severinul a avut o tradiție extraordinară în box, vrem să continuăm, vrem să sprijinim tinerii care fac sport, și astăzi avem în sală sportivi din trei țări, România, Serbia și Ungaria, și de la multe cluburi din România. Sportul este un lucru extraordinar pentru copiii noștri, dar în același timp trebuie să amintim și să reamintim că mehedințul a fost o forță în boxul național și cu sprijinul nostru al autorităților, cu pasiunea și inima pe care o pun acești oameni, poate revenim acolo unde ne este locul, în sportul de performanță din România. Un eveniment important pentru sportul mehedințean, pentru boxul mehedințean, este un moment în care sportivii din județul nostru, noi ca autorități locale, ne aducem recunoștința față de cel care a fost Constantin Drăghici, un nume important în boxul mehedințean. Mă bucur că participă destui spectatori din municipiul Turnu-Severin la acest eveniment și în același timp un număr deosebit de mare de cluburi cu un număr mare de sportivi. Maestrul Drăghici a fost unul dintre cei mai importanți antrenori de box ai țării. Cel mai reprezentativ elev al său, Dumitru Cipere, a fost medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova.